După ce a consumat mai multe pahare de alcool, un bărbat se îndrepta spre domiciliu. În cale i-au ieșit însă doi indivizi care au simțit că bărbatul este sub efectul licorilor lui Bahus și au încercat să-l buzunărească. Lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, Biroul de Ordine Publică, în timp ce se aflau în desfășurarea serviciului de patrulare în zona Calea Națională din municipiu, au depistat doi tineri de 27, respectiv 28 de ani, care au încercat să sustragă o sumă de bani din buzunarul hainei persoanei vătămate. În cauză s-a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de tâlhărie calificată.